Cu bucurie în suflet vă salut pe toți în numele Domnului Isus. Și mă bucur să putem fi din nou, după un an de zile, după un an și două săptămâni, împreună în acest loc. M-aș fi bucurat să fie toată adunarea prezentă, pentru că de altfel e o sărbătoare a bisericii întregi. Dar îl rog pe Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți cei prezenți, fie că sunt mai în vârstă, fie că sunt mai tineri, mă bucur să știu că mergem de aici fiecare cu binecuvântarea lui Dumnezeu în inimă și în sufletul nostru. Aș vrea să pun la temelia gândurilor și a cuvintelor pe care vreau să le aduc înaintea dumneavoastră ca temelie un singur verset din Psalmul 44, versetul 1. Un verset foarte cunoscut, dar zic eu și foarte potrivit pentru ocazia noastră. Fiul lui Core spunea așa: Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor în zilele de odinioară. Așa că sărbătoarea noastră de astăzi nu e una de a scoate în evidență pe cineva, de a umili pe altcineva, nu, ci ceea ce ne-au povestit părinții noștri cu privire la lucrările lui Dumnezeu din timpul lor. Așa că și biserica noastră de aici, în vara aceasta împlinește 79 de ani de la înființare și totodată 69 de ani prin august, de când se adună pe locul acesta și la adresa aceasta Carpaților 29. Foarte puțin dintre frații și surorile care au început frecventarea Bisericii Domnului în locul acesta mai există printre noi. Cei mai mulți au plecat în veșnicie. Aș putea să fac o nominalizare scurtă pe jumătate degetele de la o mână câți au mai rămas de atunci de când s-a mutat biserica la adresa aceasta. Dar nădăjduiesc că vine vremea să îi întâlnim și să ne întâlnim cu ei, cu toți, în împărăția lui Dumnezeu. Stau și mă mai uit câteodată că au fost copii pe care i-am ținut pe brațe și am cerut binecuvântare de la Dumnezeu pentru ei și acum sunt bunici aici în biserica aceasta. Deci a trecut un pic de timp de atunci și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. De aceea vreau să îi salut pe toți care n-au putut veni aici și poate ne urmăresc pe internet sau ne vor urmări în zilele următoare. Dar cu ocazia aceasta, pentru că timpul trece foarte repede, e foarte scump și prețios în astfel de ocazii și în astfel de situații, aș vrea, așa cum a fost pregătită lucrarea aceasta, ca să amintim din câteva lucruri sau în câteva lucruri mărețele lucrări ale lui Dumnezeu pe care le-a făcut Dumnezeu în timpul vieții noastre, așa cum au spus fiii lui Core. Deci nu e vorba de nici o altă treabă decât să ne aducem aminte de lucrările lui Dumnezeu.
Și mi-aduc aminte că în timpul când făceam cateheza cu cei care se pregăteau pentru botez, la una din ocazii, la ultima lecție, un tânăr s-a ridicat și a pus o întrebare. I-am dat voie, i-am dat loc și l-am ascultat. Întrebarea era așa: frate Crișan, de ce nu spuneți în biserică experiențele care le-ați avut cu Dumnezeu în timpul slujirii dumneavoastră? Zic, Sergiu, îți răspund imediat la întrebarea aceasta. N-am făcut și nu fac lucrul acesta ca să nu ispitesc pe cineva și să spună: ăsta vine numai să se laude în fața noastră. Și a spus așa: totuși ar fi bine să spuneți că pentru mulți sunt o ancoră de nădejde și de speranță și de credință înaintea lui Dumnezeu. Și n-am forțat nota în privința aceasta, dar acum frații au hotărât să fie și lucrarea aceasta. Și vă rog, dacă aveți îngăduința și răbdarea, să mă ascultați în această după-masă. Am pregătit din multele ocazii care le-am avut în slujirea mea de 58 de ani în Biserica Domnului aici și în alte biserici. Dar acum ne oprim la anul 2001, luna aprilie, în care într-o zi primesc un telefon de la fratele Sandu Cost, fost administratorul bisericii. Și îmi spunea așa: fratele meu Binu m-a sunat că soția lui e foarte bolnavă. Este aici la ginecologie 1 și e foarte bolnavă. Și parcă el era anunțat că o să plece soția lui. Și vorbind cu medicul respectiv, soțul sorei a spus: aș vrea să chem pastorul de la biserică să se roage pentru soția mea. Și fratele Sandu m-a sunat pe mine și m-a întrebat: nu cumva ați putea? Ba da. Zic, vorbește cu Binu, stabiliți ora și locul și mă duc acolo. Și așa a fost. Am ajuns acolo, am intrat împreună în clinică și pe coridorul pe care am intrat venea un medic cu o grupă de studenți după el. Încă noi ne-am tras la margine ca să poată trece. Dar când a fost în dreptul nostru, medicul s-a oprit și s-a adresat nouă. Și a spus fratelui Binu: tu rămâi aici și dumneavoastră o să veniți cu mine. Mai am 5 minute și mă întorc la voi. Așa a fost. Fratele a rămas pe coridor, eu am intrat în cabinet cu domnul doctor. Și discuția noastră a fost destul de tare. M-a luat destul de sus și a spus: domnule, numai cu penticostalii am treabă. N-am probleme cu baptiștii, n-am probleme cu adventiștii, n-am probleme cu ortodoxii, numai cu penticostalii. Ce le trebuie 10 copii? Uitați-vă, femeia moare și are 10 copii în urmă. Cine îi grijește ce se întâmplă? Și mi-a spus mai multe lucruri, nu e cazul să le tratăm împreună. Până în cele din urmă îmi spune așa: nu se poate să mergeți acolo. E foarte grav și nu se poate. Omule, nu e nicio problemă. Mașina mea e în stradă, dă mâna și mă duc la mașină. Și familia, sigur, o să decide la urmă cum stau lucrurile. Dar discuția noastră a fost mai lungă. Și până în cele din urmă îmi spune așa: domnule, știu că sunteți un om influent în comunitatea dumneavoastră, vă rog să vă duceți și să duceți o muncă de lămurire.
E suficient un copil, doi și maxim trei, nu rezistă femeile, mi-a explicat ceva mai în plus. Și după asta am continuat discuția, mi-am păstrat calmul și în cele din urmă, când mi-a venit rândul, i-am spus: domnule, îmi cereți ceva ce nu pot să fac. Din două motive. E împotriva conștiinței mele să fac lucrul acesta și al doilea lucru este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu era greu să spună lui Adam și Eva 1, 2, maxim 3. Nu. Ci lor le-a spus: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Aici Dumnezeu hotărăște și decide. Unii nu au deloc, alții au 1, alții au 2 și alții au 15 și am auzit un caz cu 25 de copii. Ei, aceasta mă depășește și vă rog să mă înțelegeți. După discuțiile acestea mi-a spus: ei, uitați, acum puteți să mergeți înăuntru și să vă rugați cât vreți. Că la început a zis maxim 3 minute, pentru că situația e de așa natură. Acum puteți să mergeți să stați cât vreți acolo și să vă rugați cât doriți. Zic, nu stăm, nu facem abuz. Știm care e situația și care e regimul la astfel de situații. Și cu aceasta ne-am ridicat și urmat să merg în salon. Pe coridor era fratele Binu, a venit și el m-a condus până în sala de ATI. Sora era cu masca pe față, mască de oxigen, unul de o parte și altul de cealaltă parte a patului. I-am făcut ungerea cu un de lemn în numele Domnului și am început să ne rugăm. Să fi durat 2 minute, maxim 3 minute, ne-am rugat liniștit, potolit, ca și într-o astfel de împrejurare. Și la un moment dat, sora Anuța își ridică masca de pe față și s-a rugat cu voce mult mai tare ca și noi. O voce stridentă chiar. Ne-am rugat cu ea împreună, n-am mai avut bariere și când s-a terminat rugăciunea, am plecat. Eu am plecat spre casă, fratele, soțul, sora Anuța s-a dus la Bunești și a doua zi l-am sunat pe fratele Sandu. Frate Sandu, ce vești aveți de la sora Anuța? Și îmi spune: sora Anuța e foarte bine. Și am zis: slavă Domnului! Dar după 4 zile... m-a sunat medicul respectiv. Am crezut că s-a întâmplat ceva. Și mi-a spus: nu puteți să mai veniți odată până aici. Dacă trebuie, vin. Spuneți-mi oara când să vin la dumneavoastră. Am stabilit oara și m-am dus. Când m-am dus înapoi la el, eram deja alții oameni, alții prieteni și mi-a spus așa: domnule, cu familia n-am cu cine discuta, dar v-am chemat pe dumneavoastră să vă alegeți un ziar local la care să scrieți un articol despre ceea ce a făcut Ginecologie 1 Cluj. Zic, atunci zic: domnul doctor, eu pot să fac un articol la oricare ziar doriți dumneavoastră. Dar zic, îl fac din punctul meu de vedere. Îl fac ceea ce am făcut și scriu ceea ce am făcut eu, ceea ce ați făcut dumneavoastră, trebuie să scrieți dumneavoastră. Și atunci mi-a spus: da, da, aveți dreptate. Și ne-am despărțit bine, n-am scris niciun articol, n-a trebuit. Și sora Anuța în curând s-a dus acasă, pentru că ea, calvarul a început la Gherla, acolo a fost cu cezariană și lucrurile s-au complicat, dar când s-a dus sănătoasă și plină de bucurie.
După câțiva ani, cu un eveniment probabil din familia Cost, a venit aici. Eu nu am cunoscut și nici atunci nu i-am imprimat fizionomia în memoria mea. Și la sfârșitul serviciului am ieșit pe aici să mă duc la birou și mă întâmpină la mijloc undeva o soră foarte bucuroasă, mă salută, îmi spune pe nume și eu am dat mâna cu ea, dar un pic mai rezervat pentru că nu am realizat cine-i. Mi-am dat seama că mă cunoaște bine. Și mă întreabă, frate Crișan, nu mă cunoașteți? Zic, nu. Eu sunt Anuța Cost. Și am zis atunci, du-te tu, așa ca prietenie. Zic, ce faci, cum ești? Foarte bine, foarte bine. Fetița pe care am născut atunci merge la școală și anul trecut am aflat că e la facultate și probabil că a și terminat și totul este bine și -s bine toți 10 copii. Slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta. Și m-am întărit în credință și vreau să vă spun, dacă este vreme să stăm de vorbă în privința aceasta, nu vă uitați la mine ca la un om care are darul de vindecare. Este năcas și la mine acasă și de multe ori. Și ca și pe vremea Domnului Iisus, nu toți s-au vindecat în vremea aceea. Și rugăciunea și cererea înaintea lui Dumnezeu are mare valoare. Are mare, mare valoare. Al doilea caz, vreau să vă amintesc din 2008, luna iunie, când se coceau cireșele, familia Gabor avea o porție de grădină în livada de la dânc. S-au dus împreună sora Susana cu fratele Nelu Gabor să culeagă cireșe. Sora Susana, fiind mai sprincenă, mai aspră, s-a urcat în cireș și am văzut până la urmă copacul. Un copac mare, nu știu de la ce înălțime, a căzut de acolo și a căzut pe șezut. Și i s-au tasat 3 inele de la coloană. Așa a rămas cum a căzut. De acolo a luat-o salvarea și a dus-o la neurochirurgie. I-au făcut radiografie și a spus operație. Nu se poate. Sora Susana le-a spus, dar eu aș vrea să mai lăsăm, să vedem, n-avem ce lăsa. Și cu aceasta, fratele Nelu a venit până la noi și a spus, uite ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat cu Sana, că el îi spunea Sana, nu zicea Susana. Și i-au spus că dacă ai putea veni să-i faci ungerea și să te rogi pentru ea și după aceea medicii să facă ce-or vrecuri. Zic, mă îmbrac și viu. Eu mă duc până acasă să iau ceva la Dâmb Rotund și viu pe aici și mergem. Așa a fost. Ei, era înspre seară când ne-am dus noi la spital. În timpul respectiv, la Florești, a fost un mare accident de circulație. Și de acolo au adus mulți accidentați la spital, mulți au trebuit operați, până și medicul de gardă a intrat în operație. Era o forfotă foarte mare acolo. Mulți oameni pe acolo. Când am ajuns, nu se poate intra. Fără medicul de gardă, fără îngăduința lui, nu se poate. Și stând așa cu problema nerezolvată, apare fratele Oros David. El era brancader în vremea aceea la neurochirurgie. Și ne-a întrebat ce problemă avem. Uite care e situația. Nu-i nimic, așteptați un pic.
El avea dreptul să intre în sala de operație, s-a dus acolo, a discutat cu medicul și a spus, te duci și îl echipezi și îl bagi înăuntru. Când am intrat în salonul respectiv, un salon foarte mare, tărgi puse auxiliar acolo, paturi puse, cu greu m-am strecurat în partea cealaltă unde era sora Susana. Dar o atmosferă de infern, vaiete, plâns, urlete chiar. Dar cu greu am ajuns la sora Susana și în câteva cuvinte i-am citat versetul 1 din Psalmul 46. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie. Și o am întrebat, sora Susana, crezi că dacă îți fac ungerea cu un de lemn și ne rugăm, Dumnezeu te poate vindeca? Și a spus, cred din toată inima. Am făcut ungerea, ne-am rugat, m-am rugat pentru toți bolnavii din salonul respectiv, din clinica respectivă și am încercat să mă trag spre ușă din apă. Mi-am predat echipamentul și am plecat acasă. Urma ca a doua zi pe sora Susana să îi facă operație. Și eu am zis, nu sun în ziua respectivă, pentru că cu operația, cu probleme, așa familia e ocupată, e agitată, dar sun în ziua cealaltă, deci a doua zi. Și când am sunat a doua zi, dimineața, pe telefonul fix, că numai acelea le aveam, atunci răspunde sora Susana. Eu am cunoscut foarte bine vocea ei și glasul ei. Dar m-am gândit, bă, poate seamănă unii alții să nu intru în discuție cu cineva străin. Și am zis, vă rog să mă iertați, caut familia Gabor. Și sora Susana zice, dar eu sunt frate Crișan, eu sunt Susana. Dar zic, tu ce cauți acasă? Zice, ieri am venit, că mi-am mai făcut o radiografie dimineața, că zic medicii, domnule, ieri a fost ieri, dar să facem o radiografie recentă, să vedem pe ce lucrăm. Și nu mai semănau filmele unul cu celălalt. Nu se poate. Ce ai făcut? Și spune sora Susana, aseară a fost un medic aici și mi-a rezolvat problema. Ce nu mă mai doare nimic. Și medicii imediat, cine, cum îl cheamă, de unde-i? Și cu calmul ei care îl avea, zice, nu a fost de aici, că a fost de sus. Până la urmă, poate că au crezut că s-au pierdut puțin, dar puneau filmele unul lângă celălalt, zice, nu se poate. Ăsta e de ieri și ăsta e de astăzi. Și i-au făcut ieșirea și sora Susana, cât a trăit, nu a mai avut probleme deloc cu situația respectivă. Și Dumnezeu i-a dat sănătate, putere și vindecare. Și zic, ce ți-a spus medicul? Mi-a spus să îți bine, dar să stau o săptămână în pat, să nu mă mișc din pat. Eu zic, nici ieri n-am stat în pat. Și ieri m-am apucat de lucru cum am venit acasă. Și acum sunt bucătărie, fac mâncare. Și m-am bucurat și m-am întărit în credință pentru aceasta. Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Dumnezeu a lucrat și Dumnezeu lucrează. Noi suntem numai niște unelte în mâinile Lui. Dar îi mulțumesc că ne-a însoțit și avem multe dovezi că Dumnezeu trăiește, că lucrează și că ascultă rugăciunea. Ne apropiem puțin mai încoace de anul 2019, deci nu-i departe. În vara anului 2019
Eram acasă în timp de vară și sună cineva la poartă. M-am dus eu să deschid, să văd cine. Era fratele Litianu, Ovidiu și soția lui Viorica și mai era încă un bărbat și o femeie și un copil, așa, de 5 ani. I-am poftit înăuntru, după ce am intrat în casă, am stat de vorbă, i-am întrebat cu ce ocazie ați venit pe la noi și fratele Litianu, fiind mai îndrăzneț cu el, a mai și misionat în anumite ocazii, ne cunoșteam bine și el a deschis subiectul. Și a spus, fratele și sora sunt prietenii noștri. Și băiețelul e nepoțelul lor care a venit din America, fiica lor l-a trimis să-l mai îngrijească și bătrânii, bătrânii pensionari erau tineri, de fapt, și are o problemă copilul și n-au putut să mai descurce cu el. Copilul nu vorbește și n-a vorbit niciodată. Un copil bine făcut la 5 ani, frumos, era o plăcere să te uiți la el. Și cu aceasta, spune fratele Litianu, ei ne-au rugat dacă putem merge undeva să ne rugăm pentru copil. Dumnezeu poate să-i dezlege limba și să poată vorbi și comunica, să nu fie o povară în familie, să fie o binecuvântare. Și un pic m-am înfiorat, sincer să vă spun, n-am mai fost în fața unei astfel de situații. Și am zis, dar ne rugăm. Ne rugăm lui Dumnezeu. Și ei și-au exprimat dorința să-i fac și ungere la copil cu un de lemn, un copil frumos care ne urmărea cu privirile. Nu știu dacă înțelegea ceea ce discutăm noi. I-am făcut ungerea, ne-am rugat și ne-am ridicat de la rugăciune și am spus Dumnezeu să poarte de grijă la copilul acesta. Între timp, Lenuța, soția mea, a făcut oficiu de gazdă, s-a dus repede la bucătărie și a adus o farfurie cu prăjitură făcută din ziua respectivă. Era un chec așa gălbui, frumos, atrăgător. Și a început să servească, dar a început cu copilul, era normal, să-l servească pe el. Și l-a servit și el repede a luat o bucată și a dus-o la gură. Când și-a tras mâna de la gură, a rostit primele două cuvinte și a spus very good, adică foarte bun. Noi ne-am ridicat pe picioare. Și a mulțumit lui Dumnezeu, a mulțumit lui Dumnezeu și mulțumit și în ziua de astăzi, pentru că împlinește ceea ce a spus Solomon în Psalmul 72, versetul 18. Glorificând pe Domnul, spunea Solomon atunci, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel, singurul care face minuni. Și ne-am bucurat și ne-am despărțit cu bine. N-am mai avut legătura cu, n-am luat poate de emoții, de bucurie, nu le-am luat adresa, nu le-am luat un telefon, dar după vreo 2 ani de zile am întâlnit acești bunici la o mormântare în mănăștur. Și intrând în cimitir, fiind mai ocupat, timpul meu era așa, să ajung unde trebuie, i-am întrebat ce face copilul. Bine, zice, vorbește prea mult, merge la școală și ne bucurăm de el. Slăvit să fie Dumnezeu pentru toate lucrurile.
Am amintit aceste lucruri și spun încă o dată, sunt foarte multe lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut în locul acesta și în alte locuri. Poate ne va mai rândui Dumnezeu ocazie și har să ne putem întâlni și să putem împărtăși lucrările acestea. Deci nu numai pe vremea lui Petru, când aparținătorii duceau bolnavii și îi puneau pe marginea drumului să treacă umbra lui Petru peste el. Noi avem mai mult decât o umbră. Avem pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este cu noi, care ne călăuzește și care ne sprijinește. Vreau să încurajez și să îndemn pe frații tineri care continuă sau vor continua lucrarea lui Dumnezeu în Biserica Domnului, că Dumnezeu despre care am vorbit în câteva cuvinte, în această dupămasă trăiește. Amin. Și mai mult, nici nu moare niciodată, nici nu îmbătrânește niciodată. Pentru că psalmistul în psalmul 71 s-a adresat printre versetele psalmului înaintea lui Dumnezeu și spunea, Doamne, nu mă părăsi la vremea bătrânețelor. Nu-ți ascunde fața, întărește-mă, călăuzește-mă și ocrotește-mă. Aceasta o face Dumnezeu și în timpul nostru și în vremea noastră. Mă bucur pentru că în această seară, la această ocazie, au venit frați și surori ajutați, sprijiniți de cei din familie, de prieteni, de tineri din biserică, să ajungă la evenimentul și la sărbătoarea aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dumnezeu să vă ajute să plecați spre casă mai ușurați, mai vindecați, mai tămăduiți, mai sprijiniți de Dumnezeu. Și vreau să mă întorc acum și înspre voi și să vă spun că lucrarea aceasta nu se face doar o dată pe an. Faceți din această lucrare o permanență. Acum s-a reușit, prin adresele și numele care le-ați primit, să cunoașteți câteva poziții din biserică a fraților, a surorilor, care nu pot să vină la biserică. Nu așteptați luna aprilie din an, duceți-vă în fiecare lună pe la ei, cel puțin o dată, și rugați-vă cu ei împreună, pentru că rugăciunea are mare putere înaintea lui Dumnezeu. Nu trebuie neapărat să aibă cineva darul de vindecare. N-am cunoscut încă, deși am auzit, dar n-am cunoscut persoană care să aibă dar de vindecare. Acolo unde este darul de vindecare, acolo nu mai trebuie rugăciune. Acolo merge și poruncește și bolnavul se vindecă, ologul se ridică, Domnul Iisus Hristos a fost unul care a făcut această lucrare. Fie binecuvântat și slăvit numele Lui. Și acum, pentru că am încheiat lucrarea aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu, cu aceste lucrări, sper să nu fi obosit pe nimeni. Sper să nu fi răpit timpul nimănui că ar fi vrut să plece mai departe. Suntem în grafic încă și îl rugăm pe Dumnezeu să rămână cu noi. Amin. Îl rugăm pe Dumnezeu să vină cu noi acasă. Amin. E așa de bine, cum cânta fratele Fane mai înainte, e așa de bine unde-i Domnul
și unde s-ai săi. E bine, e bine, vă spun din experiență lucrul acesta, e foarte bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă am putea cânta cântarea înainte de rugăciune, mai avem puțin de mers până la ținta mult dorită. După care aș vrea să ne rugăm, dar să ne rugăm lui Dumnezeu pentru toți frații și surorile în vârstă și cu anumite neputință. Ne rugăm pentru cei care au rămas acasă datorită neputințelor lor. Dumnezeu să se îndure și să le dea vindecare și binecuvântare sfântă. Și pentru cei tineri, Dumnezeu să dea harul să-și poată împlini menirea și datoria, pentru că lucrarea de a-i cerceta pe cei bolnavi este una dintre cele mai plătite de către Dumnezeu. Și Dumnezeu va da nu un an, nu 10, va da o veșnicie. Fie binecuvântarea Domnului peste noi.